nu mai ne încurcăm mai mult. Că nu avem cum. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu de binecuvântare vin în urma auzirii și a ascultării. Avem urechi. Domnul Iisus mereu spunea. Mereu spunea. Cine are urechi de auzit să audă? Pare un lucru fără sens. Nu? Păi de ce avem urechi? Nu să ne punem cercei? Noi pocăiții, deși și acum și le pun, și, pun și ei, și ele, de ce avem urechi? De ce avem urechi, frați și surori? Cine are urechi de auzi să audă, spunea Domnul Isus. Păi de-aia le avem, ca să auzim. Domnul Iisus spunea aceasta tocmai pentru că știa că cei ce au urechi n-aud. Și de ce poate împiedica auzul? Nu surzenia fizică. Nu surzenia fizică, Și grija, preocupările pentru lucrurile lumea acesteia și alergarea după ele te pot face să ne auzi te pot face surd. Să nu mai auzi ce spune Dumnezeu. Să nu mai auzi o șoaptă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întotdeauna vorbește în tunet. Nu știu cum vă vorbește vouă Dumnezeu. Mie de multe ori îmi vorbește atât de fin, încât dacă nu sunt atent, pierd cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fiu atent și foarte atent. Și au fost momente când n-am fost. N-am fost și am pierdut. Dumnezeu îmi vorbea în șoaptă. Ne-am deprins urechile să-L auzim pe Dumnezeu? Iisus le-a vorbit. Ei au auzit. Au ascultat de cuvântul Lui. Și au plecat. Au plecat. Mergem și la rugăciune. Venim și aici la rugăciune. Sau în casele noastre. Nădăjduiesc că ne mai rugăm. Frașii și surori, nădăjduiesc că ne mai rugăm. Știți că una dintre stări, sau o cauză a stării de neputință și de slăbiciune, vorbesc din poporul lui Dumnezeu, este lipsa rugăciunii? Lipsa rugăciunii cu foc? Lipsa rugăciunii cu pasiune? Doamne, dacă nu ne mai rugăm, trezește-ne și fă ceva cu noi! Dă-ne din nou focul acela al rugăciunii! Asta arată că este ceva acolo, că se lucrează în inimile noastre! Trebuie neapărat să ne întoarcem înspre rugăciune. Dar rugăciune nu înseamnă numai să strigăm către Dumnezeu, deși e important lucrul acesta, să vorbim cu Dumnezeu și e foarte important lucrul acesta. Rugăciune înseamnă și să stăm să-l ascultăm pe Dumnezeu. Să ne deprindem să stăm și să-l ascultăm pe Dumnezeu, văzând ce are El să ne spună. Ce are El să ne spună? Aceasta este o parte deosebit de importantă a stării noastre de părtășie cu Dumnezeu. Nu doar să-i spunem lui ce avem noi nevoie, ci să stăm să ascultăm, să vedem ce vrea El să ne spună. N-am fost mai bine cuvântat în slujirile mele decât atunci când, stând pe genunchi, am primit cuvântul lui pe care trebuia să-l mărturisesc atunci când am știut că El îmi dictează cuvânt cu cuvânt ceea ce urmează să spun. E un mare har să-L ascultăm pe Dumnezeu. Frați și surori, vă îndemn astăzi, începeți să vă deprindeți să-L ascultați pe Dumnezeu. Considerați lucrul acesta vital, vital, deosebit de important. Ține, face diferența, dacă vreți, între putere și slăbiciune, între viață sau moarte al asculta pe Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Noi zicem că avem scripturile. Frați și surori, atâta se interpretează, se răstălmăcesc scripturile. Te duci într-o adunare, înțelegi un pasaj într-un fel, te duci într-o altă adunare, se înțelege pasajul acela în alt fel. Știți de ce? Nu avem un rec să-l ascultăm pe Dumnezeu. Nu avem un să-l ascultăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă avem aceste urechi prin Duhul Sfânt, El ni le descopere. Domnul Isus Hristos, în primul rând, le-a vorbit. Le-a vorbit. Și după ce le-a vorbit, spune versetul 19, Domnul Isus Hristos a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte important. Să știm că Domnul Isus Hristos a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și ne-a vorbit. Și ne-a chemat. Și ne-a trimis. Și chemarea pe care ne-a făcut-o El e una grea și foarte grea. E o chemare imposibil de făcut în puterea omenească. Trimiterea Lui este o trimitere grea. Să mergi în mijlocul păgânilor, să mergi în mijlocul oamenilor răi și să le vorbești despre Hristos și să le spui că tot ceea ce cred ei este o înșelăciune, este o minciună. E o lucrare foarte grea. Dar faptul că știm, l-au văzut ei și noi prin credință, că s-a înălțat la cer și știm că stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Acesta este un cuvânt care ne întărește pe noi care am fost trimiși. Să știi că, Dumnezeu, că Domnul Iisus stă la dreapta lui Dumnezeu, se uită pe pământ, nu este nepăsător. Dacă m-a trimis, nu mă lasă în voia sorții. Nu ce să se descurce Dan Berceană, e treaba lui. Eu l-am trimis, el să se descurce. Stă în cer, la dreapta Lui Dumnezeu și mă sprijină cu har dacă mă duc în numele Lui. Îmi dă binecuvântare, îmi dă îndemn, îmi vorbește, mă călăuzește, îmi dă daruri ca să pot sluji pentru că știe că sunt slab. Știi că Hristos stă la dreapta Lui Dumnezeu? Și dacă știi, de ce crezi că stă acolo? Nu doar ca să avem noi cunoștințe, ca să-i sprijine pe cei ce merg în numele Lui. Ca să-i ajute pe cei ce merg în numele Lui. Și întrebați pe cei ce merg în numele Lui, oriunde, în cea mai grea lucrare, în cele mai mari bătălii, întrebați-i dacă Dumnezeu, dacă Domnul Isus Hristos nu-i sprijină din cer cu har. Toți vă vor mărturisi, da, simțim, vedem cum El ne sprijină, vedem cum El ne conduce, vedem cum în mijlocul luptelor este cu noi, da. Hristos de la dreapta lui Dumnezeu și nu ne trimite în lume ca pe niște nenorociți, ci ne sprijină cu har dacă facem voia Lui și împlinim voia Lui. Suntem pe un grup de rugăciune, mulți români din toată lumea, nu doar din România. Un frate din America a inițiat grupul acesta de rugăciune și o mă bucur tare mult pentru el. E în fiecare zi, de la ora 5 până la ora 9 o seara, patru ore numai de rugăciune, nu pot intra întotdeauna, dar mă bucur de fiecare dată când intru. Și aud mărturii ale misionarilor, că ne rugăm și pentru misionari din toată lumea. Aud mărturii ale misionarilor, știți, fraților, că acolo unde se duc misionarii, în Peru, de exemplu, este o familie care trece prin mari încercări. Dumnezeu își proslăvește numele ca și aici, cum scrie în Marcu? Pentru că se duc în numele Lui, pentru că au auzit glasul Lui și pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, de la dreapta lui Dumnezeu îi sprijină cu har. Nu înseamnă că n-au încercări, nu înseamnă că n-au probleme, dar îl văd pe Isus în fiecare zi prezent în viața lor și pot să mărturisească că Dumnezeu este viu. V-am spus că am venit prin Sibiu și am vorbit cu, cu, un bărbat, sau cred că am vrut să vă vorbesc, nici nu mai știu, am vorbit cu, um, 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 să-i mărturisesc credința unui bărbat acolo în Sibiu care era necredincios și îmi spunea el, dar cine l-a văzut pe Hristos? De unde știi că e viu? De unde știi că e adevărat? Zic, eu știu. Dar ce, ai fost și l-ai văzut? Ai fost în cer? Te-ai întâlnit cu el? Zic, n-am fost în cer, dar m-am întâlnit cu el și umblu cu el în fiecare zi. Și văd evidențele lui în fiecare zi în viața mea. A, nu pot să te cred. Treaba ta dacă mă crezi sau dacă nu mă crezi. Eu spun realitatea. Eu spun ce trăiesc de, de mulți ani. Hristos este cu cei ce se pun în slujba Lui, îl urmează pe El. Nu uitați, frați și surori, când sunteți chemați la o lucrare, dacă vă cheamă Dumnezeu și bine este să știm, dacă ne cheamă Dumnezeu la lucrarea aceea, nu uitați, Hristos stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. De aceea nu suntem singuri și de aceea mergem prin credință și îndrăznim în numele Lui. Și pentru că au ascultat ucenicii, pentru că au înțeles unde se duce Hristos și ce va face pentru ei, atunci au plecat. Atunci au plecat. Ăsta e cuvântul. Cuvântul important. Au plecat. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Și pentru că au plecat, gândiți-vă, puteau să audă. Puteau să audă. Putea să le spună Domnul Iisus, să-L vadă înălțându-se și le-a spus, voi fi la dreapta Tatălui și vă voi sprijini. Dar să nu plece, Înțelegeți? Să se ducă acasă și să zică, bun, acum ce avem de făcut? Știți, în Ioan, la sfârșitul epistolei, înainte să se să învieze Domnul Isus Hristos, ce le-a zis Petru celorlalți de aproape? După ce Domnul Isus, într-o zi, zice, Vino, s-a citit astăzi, vreau să te fac pescar de oameni. Da? Așa i-a spus. Așa i-a spus, nu? Te voi face, vei fi pescar de oameni. Asta e menirea ta de aici înainte, da? Să pescuiești oameni. Până acum ai pescuit pește. Și Petru, după ce a murit Domnul Isus Hristos, descurajat, deznădăjduit, le-a zis celorlalți: Mă duc să prind pește. Mă duc la vechea mea ocupație. Mă duc să mă ocup de alte lucruri. Dar nu ți-a dus aminte, Petru, că Hristos te-a chemat să fii pescar de oameni? Vei, mergem și noi cu tine, au zis ceilalți. Vedeți? Așa facem noi, în momente când uităm ce Dumnezeu ne-a spus, uităm la ce Dumnezeu ne-a chemat, auzim cuvintele, le-am auzit, am înțeles și mergem la lucrurile noastre. Puteau să facă așa și acești apostoli, dar n-au făcut așa prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Însă noi venim la adunare. Citim Marcu 16 și alte pasaje din Scripturi. Zice, amin, aleluia, și mergem acasă la lucrurile noastre. Mergem acasă la lucrurile noastre. Ca și cum n-am fi auzit. Am citit undeva într-o într carte. Eu o glumă, să zic așa. Dar nu e o problemă. Merge, vă pot spune și vouă. Spune că era biserica rațelor. Era o biserică a rațelor. Și rațele mergeau la biserică măcăind, așa pe drum, mac, 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 legănându-se, intrau la biserică și acolo cântau și mac, mac, mac și băteau din palme și lăudau pe Dumnezeu, mac, mac, mac. Și păstorul rățoi se duce și le predică și zice, dragile mele rațe, trebuie să fim vulturi, noi trebuie să zburăm ca vulturii. Și el, mac, mac, amin, a, mac, mac, amin trebuie să zburăm ca vulturii. Și ies din biserică și merg spre casele lor tot legănându-se și măcăind. Deci nu zburau ca vulturii. Dar au fost de acord că ar trebui să zbur zbure ca vulturii. Dar tot măcăind s-au dus acasă. De multe ori așa se întâmplă și cu noi. Mergem la adunare, auzim cuvânt, ar trebui să facem, da, 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 da. Și mergem acasă măcăind și legănându-ne carațele. Și nu mai împlinim. Și nu mai facem. Și Dumnezeu ne așteaptă un an, Scrie despre pomul care ne a adus rod, că l-a așteptat, era vorba despre trei ani. Dumnezeu cu noi are o îndelungă răbdare. O îndelungă răbdare, nu trei ani, că dacă ne-ar fi tăiat după trei ani de zile, mulți nu mai eram aici. Ne îngăduie încă, dar vrea să ne ridicăm și să zburăm ca vulturii, să ascultăm de El și să împlinim poruncile Lui, cuvântul Lui, pentru că de aceea ne-a mântuit și de aceea ne-a salvat. Au plecat. Și pentru că au plecat, atunci Dumnezeu asculta de ei și lucra împreună cu ei. Da? Așa spune cuvântul. Domnul lucra împreună cu ei. Ce fericire, ce frumusețe! Domnul să lucreze împreună cu oamenii! Domnul să lucreze împreună cu noi! Să lucreze împreună cu tine! Să lucreze împreună cu mine, un nenorocit care am fost! Ce har, Domnul lucra împreună cu ei. Dar asta pentru că ei s-au dus, înțelegeți? Nu pentru că au stat. Nu pentru că au zis: O să mergem cândva. Acum s-au dus. Și pentru că s-au dus, Domnul lucra împreună cu ei și Dumnezeu își proslăvea numele mântuind oameni. Tot venind ieri încoace, că am avut două experiențe. Una, nu frumoasă, că m-am întâlnit cu bărbatul acela care nu vrea să audă despre Dumnezeu, dar m-am oprit și în râmnic cu Vâlcea, pentru că este acolo un tânăr de vreo 28 de ani, pe care l-am cunoscut cu mulți ani în urmă, în Italia. Am fost acolo în biserica lor de mai multe ori și era un grup acolo de tineri înflăcărați pentru Dumnezeu pe care îi iubesc tare mult. I-am iubit și îi iubesc tare mult, ca unii ei focul lui Dumnezeu. Și unul dintre ei, a zis, eu părăs, acum doi ani am părăsit Italia și a zis, vreau să vin în România și să fiu misionar. Dumnezeu nu mă mai lasă să stau aici. Am un foc în inimă, trebuie să mă duc, nu pot să-l opresc. Și am zis, slăvi să fie Domnul. A venit și este misionar în băile Govora. Poate vă aduceți aminte să vă rugați pentru el, Daniel îl cheamă. N-am știut, ieri am stat și m-am întâlnit cu el în drum și mi-a povestit greutățile prin care trece. Este el și cu încă un tânăr, încă un tânăr cu care lucrează împreună. Sunt aproape singure, zice. Sprijin prea puțin au, sprijin spiritual, material, mai încearcă frații să-i ajute. Și când am văzut prin ce lupte trece, prin ce împotrivire ale vrășmașului, i-am spus, Daniel, mai mult o să mă rog pentru tine și o să-i și pe alți frați să se roage. Câte împotriviri din partea preoților, cum preoții sunt cei care vor să oprească cu orice preț ca Evanghelia să ajungă la inimile oamenilor, ca să fie mântuiți. Dar, pe de altă parte, și spuneam să nu descurajezi, să nu dai înapoi. Spunea, frate, dar în mi-e greu. Zic, știu, ești pe un câmp de bătălie. Forțele întunericului se ridică împotriva ta. Cum să nu-ți fie greu? Nici nu te aștepta să-ți fie ușor. Așteaptă-te să-ți fie greu și foarte greu. Dar Dumnezeu, care pe tronul de domnie, te va sprijini cu har și nu te va lăsa. Și zice, da, frate Dan, că din când în când mă încurajează Dumnezeu. Și acum, recent, a făcut Dumnezeu o minune de care s-au cutremurat chiar și preoții de acolo și oamenii din zonă. Aveau de gând să deschidă într-o localitate o adunare și au lucrat acolo ca să amenajeze locul acela și peste drumul un vecin de-a lor, într-o zi la omul acela, au venit o mașină de preoți și s-au dus la el, punând ceva la cale, să facă ceva. Urma ca duminica să se deschidă biserica. Ceștia au venit, au discutat cu proprietarul casei de peste drum, preoții, o zi întreagă. Au pus ceva la cale ca să împiedice să se deschidă lucrarea lui Dumnezeu, să se facă lucrarea lui Dumnezeu acolo. Și spune el, frate Dan, la sfârșit de săptămână, sâmbăta, înainte ca noi să deschidem biserica, bărbatul acela s-a dus în pădure să taie lemne cu un fierăstrău din ăsta, cu o drujbă, cum zicem noi, și a pus-o pe bicicletă și când a venit acasă a căzut de pe bicicletă și a intrat direct în burtă și a murit. Și noi, duminică, n-am avut nicio problemă, am putut să deschidem biserica și toată lumea a rămas cu tremurată. Toată lumea a rămas cu tremurată. Și a zis, totuși, cu pocăiții ăștia e ceva, să avem grijă cu ei, să nu pățim și noi ceva. Face Dumnezeu semne și minuni. Face Dumnezeu semne. Dar dacă mergem în numele Lui, dacă ne expunem în numele Lui, dacă nu ne este frică să mergem în numele Lui și dacă ascultăm de Cuvântul Lui, ce semne să vedem dacă nu facem nimic? Dacă nu stăm și nu facem nimic? Ce semne vreți să vedeți, frați și surori? Dumnezeu nu face risipă nici de semne, nici de cuvinte. De nimic Dumnezeu nu face risipă. Dumnezeu dă toate, după marea lui, lumină și înțelepciune. În Efeseni, capitolul 6, avem pasajul acesta care ne vorbește despre lupta pe care trebuie să o aducem și armura pe care trebuie să o îmbrăcăm. Haideți să vă citesc de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Că noi, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor. Auziți, unde, cu cine trebuie să luptăm? Împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Au putere duhurile acestea ale răutății. De aceea, pentru că au putere, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi birui totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, că vor fi multe. Daniel le experimentează acolo, în vâlcea. Săgețile arzătoare ale celui rău, care sunt multe, Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Să facem rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Versetul 15. Toate sunt importante dar le aduc, îl aduc aici pentru că Domnul Iisus Hristos le-a spus, mergeți în numele meu. Versetul 15. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Vreau să vă întreb, pentru cine este cuvântul acesta? Vorbim despre biserică, despre o ierarhie bisericească, despre păstori, prezbiteri, diaconi, membri simpli, bărbați, femei, spuneți-mi, pentru cine e cuvântul acesta? picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pentru păstori? Da. Pentru toți. Pentru toți. Copiii, fetițele, la școală, trebuie să fie încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Cunosc un tânăr în Germania, deosebit. Acum are 18 ani, chiar astăzi, la ora 1, dacă mergeți acasă, intrați pe Radio Unison, pe internet și ascultați mărturia mamei lui și duminica viitoare mărturia lui. Părinții s-au întors când el avea 3 ani la credință în Germania, când el avea 3 ani. Trebuia să se nască o soră de-a lui cu handicapuri severe și ei atunci l-au cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a atins de fetiță în burta mamei și s-a născut o fetiță perfect sănătoasă și toți medicii de acolo, din clinica aceea, au fost dați peste cap că nu au putut să înțeleagă ce s-a întâmplat. Alex avea trei ani când părinții s-au întors la credință, acum are 18. La 15 ani a avut o cădere, dar înainte de asta, de pe la 6-7 ani, la cămin și apoi la școala primară, el a primit în școală porecla de micul evanghelist. Le spunea tuturor despre Hristos. Dacă un coleg de-a lui sau o colegă de-a lui mințea, el îi spunea, n-ai să minți, că Domnul Iisus Hristos se supără. N-ai voie să minți. Dacă un, un profesor făcea vreo greșeală în ceea ce privește uh, uh, vorbirea lui în legătură cu credința, imediat îl corecta. Când a, mai, când a crescut mai mare, a mers la liceu, a intrat în conflict cu profesorul de religie care era un preot evanghelic din Germania, care nu credea că Scriptura e inspirată de Dumnezeu în totalitate, care era de acord și cu homosexualitatea și care făcea tot felul de greșeli. Și Alex, ca așa îl cheamă pe tânăr, intra cu el în conflict și nu se lăsa. Nu se lăsa și spunea, nu e adevărat, Biblia spune altceva, dumneavoastră nu aveți dreptate. Și zice, orele de religie erau un spectacol. Eram eu și profesorul și toată clasa stătea și ne asculta cum noi ne duelam. Zic, erau dispute între doi teologi, slăvi să fie Domnul. N-a lăsat jos garda, l-a mărturisit pe Hristos. Și spuneam mama lui, când s-a terminat, că a terminat liceul și acum a mers la facultate, ne-am întâlnit într-o zi cu profesorul, așa, când a terminat, erau pe un grup toți, profesori și clasa lor. Și a zis, îi scriu profesorului meu de religie, ultimul mesaj s-ar putea să nu mai poți scrie niciodată, că grupul se desfințează. Și a zis, îmi pare rău că ați avut ocazia să-l predicați pe Iisus Hristos și copiii din clasa dumneavoastră să fie salvați și n-ați făcut lucrul acesta. Îmi pare rău că v-ați risipit vremea și a spus lucruri care nu trebuia să le spuneți. Vă dați seama? Asta i-a scris profesorului lui. Și spune mama, ne-am întâlnit într-o zi, ne-am dus la primare și venea din față profesorul. A venit înspre noi și și-a zâmbit. A venit și a zâmbit. A venit la Alex și a dat mâna cu el și a zis: Alex, să știi că te prețuiesc foarte mult și apreciez felul în care tu te-ai purtat în școală. Râvna Evangheliei păcii. Să vorbești despre Hristos. Nu știi când va fi? Spune Alex: N-am văzut ca să se pocuiască colegii mei și nici profesorul meu. Dar nu știi niciodată când un cuvânt pe care tu l-ai rostit va lucra în mintea lor și în inima lor. Râvna Evangheliei Păcii. La aceasta suntem chemați toți să mergem și să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Și vedeți, zice Apostolul în Efeseni, să faceți lucrurile acestea înainte de ziua cea ce Noi mereu spunem, vom face mâine. Știți, eu am mai zis asta. Pocăiții, cei din lume, cei din lume zic, când îi chem la pocăință, mâine, sau când o să îmbătrânesc, nu? Atunci o să fac. Dar facem și noi la fel. Când este vorba despre chemarea lui Dumnezeu de a face, și noi avem un mereu mâine. Și noi avem un mereu mâine. Și noi spunem mereu, mâine vom face. Da, 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 vom face, da, cum să nu facem? Facem, dar mâine. Și trece viața. Frați și surori, trece viața. Și nu mai facem. Apostolul zice, înainte de ziua ce are faceți asta, când să iei armura lui Dumnezeu, înainte de ziua ce noi zicem, când o să vină ziua ce noi atunci o să facem rugăciuni, noi atunci o să-L mărturisim pe Hristos, noi atunci o să facem, nu i adevărat, atunci nu o să mai facem, pentru că nu o să mai avem nicio putere, o să fim sleiți de putere, abia o să ne tărâm trupurile până la biserică, dacă mai venim, și duminica după masă nu știu cum e la voi. Mai bine închidem bisericile și mergem la iarbă verde. Dumnezeu să aibă milă. Să nu spuneți mie că cine merge duminica la iarbă verde după masă, creștini, va sta în picioare în ziua cea rea și va fi biruitor. Este de pe acum înfrânt. Dacă nu se trezește, dacă nu-i vine mintea la cap și nu se pune în slujba lui Dumnezeu. Înainte de ziua cea rea, trebuie să luăm armura. Înainte de ziua cea rea trebuie să ne întărim. Nu în ziua cea rea. Luați pe orice tânăr de aici și spuneți mergeți și concurează la Olimpiadă. Și o să zică, dar nu pot. Nu-i nimic. Trage aer de 10 ori în piept înainte de start, te ambalezi tare și o să poți, nu? O să poată? Nu o să poată. Că nu s-a pregătit înainte de ziua încercării, de ziua aceea. Biblia ne cheamă să facem asta, râvna Evangheliei păcii, înainte de ziua ce are Înainte. Știți că asta, prin asta ne întărim? Prin asta primim putere, frați și surori. Când ne ducem în numele Lui Iisus Hristos, primim putere duhovnicească. Stau și ascult misionari, vorbesc cu misionari care au mers în coace și încolo și îmi spun prin ce greutăți trec. Îmi spun prin ce greutăți trec. Știți la ce mă gândesc? E imposibil. E imposibil pentru om. Dar pentru că s-au dus în numele lui Isus Hristos, e posibil că El îi întărește. El îi întărește. ți a lăsat fata de 25 de ani să meargă în deșertul Kalahari? Și cum îmi spunea o tânără care e acolo misionară, de vreo 8 ani. Deci, într-o seară am ieșit din au ei acolo niște căbănuțe, condițiile sunt foarte grele, să stau și eu la... Așa, să stau... Era seară, să stau cu Domnul liniște. Și am ieșit afară. Și cum am stat eu așa câteva minute afară, în spatele meu am auzit la un moment dat un sâșuit. Și atunci am știut că e un șarpe. M-am întors încet, mi-am întors capul, și la o jumătate de metru în spatele meu era o cobră care stătea așa, gata să așa atacă. Și am zis, Doamne Iisuse, apără-mă. M-am ridicat liniștită și am plecat. Am făcut câțiva metri, m-am întors, cobra a intrat și ea într-o gaură și a dispărut. Dumnezeu păzește, Dumnezeu o crotește. Sunt încercări mari de tot. Tot acolo pe un frate l-a prins un elefant. Spunea: Când un elefant prinde pe un om, omul ăla nu mai are nicio șansă. Elefanții sunt foarte violenți când le este sete și atunci să nu cumva să ai de-a face cu ei. Când un elefant îl prinde cu trompa pe un om, omul ăla nu mai scapă. În deșert, acolo, nimeni nu știa să fi scăpat vreunul. Și l-a prins pe un frate, la un moment dat, un elefant. Și când și a dat fratele seama că nu mai are șansă să trăiască, a strigat, Iisus, se scapă mă! Elefantul a aruncat și a ajuns o minune pentru toți în jur omul alb care a scăpat de elefant, că nu s-a mai întâmplat așa ceva. Dumnezeu veghează. Dumnezeu este cu cei ce merg în numele Lui. Vreți să vedeți semne și minuni? Mergeți la lucru pentru Hristos. Ieșiți în oraș pentru Hristos. Mergeți pe sate pentru Hristos. Se vor ridica preoți împotriva voastră, veți vedea minuni. Se vor ridica oameni împotriva voastră, veți vedea minuni. Vom vedea minuni. Vom vedea cum Dumnezeu pe niște nevrednici ca noi ne sprijină cu har. Și în final își proslăvește, își proslăvește numele. Cine nu ascultă de acest cuvânt să meargă în numele Domnului Isus Hristos, nu va avea putere, frați și surori. Slăbiciunea vine, vedeți, avem astăzi internetul, mai bine nu l-am avea. Eu așa m-aș bucura să nu mai fie internet, dar este. Avem internetul și ascultă pocăiții muzică până le iesă pe urechi. Ascultă predici, la fel. Avem scripturile, bine ar fi să le citim. Cărți cu grămada, și o travă, și cărți bune avem atâta informație că nu se poate. Mai mult de atâta nu se poate. Și cu toate acestea, starea poporului este slabă. Există o neputință în popor. De ce dacă avem atâtea resurse? De ce e neputință? Și de ce e neputință? Pentru că suntem consumatori de informații religioase și nu suntem slujitori împreună cu Dumnezeu, Adică nu mergem acolo unde El ne trimite. Din pricina aceasta e neputință. N-am văzut niciun om care să meargă numele Lui Dumnezeu cu consecvență și să-și împlinească chemarea și să fie slab spiritual. N-am văzut! Să știți că mă uit în dreapta, în stânga. De ce eu la slab? De ce eu la tare? Încerc să-mi văd și eu. Toți care merg în numele Lui Dumnezeu și care sunt consecvenți cu chemarea aceasta sunt oameni plini de putere, ei sunt plini de suc și verzi, pentru că îi slujesc lui Dumnezeu și Dumnezeu îi îmbracă cu har. Pentru că diavolul viclean și noi de multe ori cădem în capcanele lui, în loc de ascultarea de Dumnezeu, am pus în loc forme religioase. Tare pricepuți suntem. Credeți că numai ortodoxii și catolicii sunt pricepuți la aceasta? Tare pricepuți suntem și noi. Ca în loc de ascultarea de Dumnezeu și de Cuvântul lui, să punem forme religioase și să zicem, păi dacă facem asta și dacă facem aia, atunci înseamnă că suntem în regulă. Nu suntem în regulă. Numai dacă mergem la porunca lui Dumnezeu. Numai dacă ascultăm de Dumnezeu. Formele, știți ce fac în final? Deci ascultarea de Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu cu dedicare îl umple pe om de putere. Îl face. De neclintit, pentru că e normal și în viața aceasta de zi cu zi, nu? Dacă nu faci nimic, uite cum sunt tineri astăzi. Eu am crescut la țară prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Zilele trecute au fost cineva la mine și am zis, nu știi cât îi mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru viața pe care am trăit-o la țară. Mă ducea mama în câmp să prășesc cu ea, mă ducea să adun fânul, mă ducea să fac tot felul de lucruri, trebuia să am grijă de animale, nu știi cât îi mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru viața pe care am trăit-o la țară. Pentru că m-am deprins atunci și ceea ce fac acum, dacă eu sunt priceput să fac unele lucruri pe lângă casă, este pentru că m-am deprins atunci. Dar astăzi nimeni nu mai face nimic. Copiii care stau și nu mai fac nimic sunt condamnați să nu fie nimic în viața lor. Înțelegeți? Trebuie, trebuie învățat să facă, trebuie învățat să muncească. Așa și în domeniul spiritual. Nu te poți lăuda că ești mare dacă n-ai muncit niciodată pentru Hristos. N-ai cum să fii tare dacă n-ai muncit pentru Hristos. N-ai cum să fii priceput în cele duhovnicești dacă n-ai muncit pentru Hristos. Dacă n-ai auzit cuvântul acesta, mergeți, mergeți, mergeți la vecini, mergeți la prieteni, mergeți la cunoștințe, mergeți în satul vecin, mergeți unii în Kalahari, mergeți unii în Nepal, mergeți, mergeți pentru fiecare este un drum pe care Dumnezeu l-a deschis, pe care noi trebuie să mergem. Dacă nu m-aș fi dus pe drumul pe care m-am rugat lui Dumnezeu să mi-l deschidă după ce m-am convertit, aș fi fost un nenorocit. Dacă sunt astăzi ceva și dacă pot să stau în picioare înaintea voastră astăzi, este pentru că în urmă cu 26 de ani Dumnezeu mi-a zis, du-te pe drumul acesta și nu știu cum, e numai mila și harul lui Dumnezeu, m-am dus m-am dus. Și pentru că m-am dus, eram un nepriceput. O soră, prietenă de familie, mi-a zis, când m-am apucat de lucrat de la radio, bă, Daniel, dar tu știi să faci radio? Și am zis, nu. Și atunci ce te legi de radio? Zic, am auzit o chemare. Și Dumnezeu care m-a chemat mă va învăța. S-a uitat așa la mine și a zis, cred că-ți pierzi vremea. M-am dus și Dumnezeu m-a sprijinit cu har. Dumnezeu m-a învățat. Am făcut și greșeli. Da, am făcut și greșeli. Dar Dumnezeu m-a sprijinit cu har. Dacă sunt astăzi ce sunt, este pentru că odată m-am dus. Și vreau să mă duc. Și vreau să mă duc. Vreau să mă duc, că e Hristos în joc și onoarea Lui și slava Lui și pentru ce m-am mântuit. Când eram foarte bolnav, din pricină că am slujit, nu știu dacă v-am mai spus când am fost aici, că am mai fost odată. I-am spus lui Dumnezeu, Doamne, nu mai pot să fac nimic, că să o legumă, așa de obosit sunt. Nimic nu mai pot să fac. Să știi că dacă nu, dacă nu mă scap tu de situația asta, eu nu mai fac nimic pentru tine. Pentru că dacă mai fac ceva, mor. Și în momentul acela, în secunda aceea, am auzit în, în urechea asta stângă un cuvânt, așa cum auziți voi pe mine, cine și iubește viața o va pierde. Când eu i-am spus, nu mai ducă, dacă o mai duc numele tău, mor, că s-a obosit. Dumnezeu n-a zis, zis bine, hai că te vindec, hai că te fac sănătos. A zis, cine și iubește viața o va pierde. Pierdeți viața pentru Hristos și ți-ai câștigat-o. Pierdeți tinerețea pentru Hristos și ți-ai câștigat-o. Mulți se necăjesc că nu se căsătoresc sau că n una sau că n alta. Slujește-L pe Hristos și ți-ai câștigat viața și pe pământ și în veșnicie. Asta este voia Lui. Asta este voia Lui și dorința Lui. Și pentru aceasta am fost creați. Nu vă așteptați să fiți stari, nu vă așteptați să fiți stari până când nu mergeți, până când nu mergeți la chemarea lui, nu după ce ni se pare nouă. Să avem urechea bine deschisă, să auzim chemarea lui Hristos. Și când Hristos zice, du-te pe aici, du-te pe acolo. Nu spune, dar o să fie greu. N-are importanță. N-are importanță că e greu. Important este să asculți de chemarea lui Dumnezeu slăbesc bisericile și asta mă doare. Asta mă doare. Eu iubesc pe toți evanghelicii. Eu mă consider evanghelic și iubesc pe frații penticostali, pe frații baptiști, pe frații creștini după Evanghelie. Mă doare însă că văd că slăbește lucrarea. Văd că bisericile slăbesc. Numărul, în loc să crească, se împuținează. Și asta mă doare. Și știți care e motivul? Nu mergem. Nu mergem. Nu mergem. Un an în urmă, m-am cunoscut cu Florin, care e aici cu mine, el m-a dus aici, a vorbit cu frații, m-a ascultat pe internet, că eu fac lucrurile acestea la radio. Și așa ne-am cunoscut, m-a mai sunat, așa ne-am cunoscut și mi-a zis, că am și fost aici la voi și... Am fost la el în Băleni și voi cunoaște zona. Uitați-vă la Băleni. Cum ieși din Băleni, se vede că ai ieșit din Băleni. Cum intri în Băleni, se vede că ai intrat în Băleni. Adică sunt niște oameni care muncesc acolo. Și se vede, nu? Se vede în toate. Chiar șocant. M-am dus odată, nu știu unde ne-am dus, când am fost rândul trecut, am, la ceva țigani am predicat, și am trecut prin, am ieșit din Bălen și am trecut prin niște sate. Se vedea sărăcia. La 5 km. Și din coace se vede bogăția. De ce? Că se muncește. Pentru că se muncește. Și uitați numai ce cuvânt este în Proverbe, capitolul 14 și versetul 4. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roade. Și vă mai citesc și versetul 23, că este în același context. unde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. În bisericile noastre mai mult se vorbește. Și este lipsă, frați și surori. Pentru că numai vorbim și nu facem. N-are cum să fie propășire. N-are cum să fie prosperitate. N-are cum să fie bogăție. N-are cum. Unde nu sunt boi, ies le rămâne goală. Dar puterea boilor aduce belșug de roade. Boul este simbolul puterii în vechiul, în, în, în scriptură în scriptură. Simbolul puterii. Aveai boi mulți, făceai lucrări mari. Dar unde nu sunt, este la iguală. goală. la iguală. Cine vrea să fie bou în sensul acesta? Cine vrea să muncească pentru Hristos? Cine vrea să tragă din greu pentru Hristos? Asta este, acesta este motivul. Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta. Acesta este motivul slăbiciunii din poporul lui Dumnezeu astăzi. Pentru că dacă nu tragem ca un bou pentru Hristos, vom trage pentru noi. Pentru noi și pentru lucrurile noastre. Și în felul acesta, toată puterea spirituală se duce. Toată puterea spirituală se duce. Vedeți cât de important este cuvântul acesta din Marcu 16? Cât de important să medităm la ce a spus Hristos? Și la ce au făcut ucenicii, apostolii? El a vorbit, ei au auzit. S-au dus în numele Lui și pentru că s-au dus în numele Lui, Dumnezeu a fost proslăvit și ei s-au umplut mereu și mereu și mereu de putere. Eu stau să mă întreb de multe ori, de ce vrem noi să fim plini de putere? Că noi toți spunem, să fim plini de putere. Fraților, să fim plini de putere. Dar de ce, frați și surori? De ce să fim plini de putere? Ai o mașină, să zicem, acum că s-a și scumpit combustibilul, ai o mașină care are un rezervor de 100 de litri și consumă mult. Și te duci și faci plinul și o bagi în garaj. Și te întreabă vecinii, dar de ce ai făcut plinul? Vreau să, vreau să merg cu ea. Și vede că săptămâna viitoare e tot în garaj, peste o săptămână tot în garaj, peste tot în garaj și tot în garaj și nu mai iese din garaj. La ce au folosit că o pluto cu benzină sau cu motorină? Dacă mașina aia stă în garaj. De ce vrem noi putere? Vă întreb, de ce vreți putere? De ce vreți putere? Singurul motiv pentru care trebuie să cerem lui Dumnezeu putere este ca să facem lucrările lui. Să facem lucrările lui că fără putere nu le putem face. Sau le facem, dar n-au efect. Ce? Să, să ne vadă alții că suntem proroci, să ne vadă alții că vorbim în limbi, să ne vadă alții că facem minuni, că ne punem mâinile și vai de mine ce grozav suntem noi. De aceea să cerem putere. Putere să facem lucrările lui Dumnezeu. Unele dintre ele nu sunt vizibile, unele dintre ele sunt ascunse. Și probabil că acestea au o răsplată mai mare, cele care sunt ascunse, nu cele care sunt vizibile. Dar niciuna nu se poate face fără putere. Însă niciodată nu vom primi putere până când nu ne ducem. Știți că trebuie să faci un drum, zicea, nu mai știu ce, ce, ce popor este, din ce popor vine proverbul acesta, dar este un proverb. Un drum de 10 km, de exemplu, începe cu ce? Cu primul pas. Vrei să mergi 10 km și zici, a, 10 km e prea mult. Nu mă duc. Nu că e prea mult. Dar faci primul pas. Și deja ai făcut un pas din 10 km. Și îl faci pe al doilea, și îl faci pe al treilea. Și te trezești la sfârșit că ai mers 10 km pentru că ai făcut primul pas. Frați și suror, vă Și în timp ce vă îndemn pe, mi pe voi, mă îndemn și pe mine mai mult la o râvnă mai mare de a merge în numele lui Hristos. De a face lucrările lui Hristos de a-L pe Hristos, de a nu ne fi lene, să renunțăm la comoditatea noastră, să renunțăm la slăbi să, re să ne încredem în Dumnezeu că El poate să facă și să mergem în numele Lui Hristos. Și atunci vom vedea și semne și minuni și ne vom bucura și îi vom da slavă Lui Hristos, Cel care este pe tron, la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și care din niște nevrednici ca noi, dintr-un nevrednic ca mine, poate să facă un slujitor. Și nu e mare lucru ăsta. Îi spuneam lui Daniel în Vâlcea, Daniel, bucură-te că te-a ales Dumnezeu pentru lucrarea aceasta grea. dă slavă lui Dumnezeu că te-a ales pentru lucrarea aceasta grea. Mult mai mult decât ai fi putut face în Italia sau oriunde. Te-a chemat Dumnezeu să te lupți în rugăciune, în post și cu preoții din Vâlcea și cu puterile întunericului. M-am rugat cu el la urmă când ne-am despărțit. Simțeam puterile întunericului cum vin acolo peste noi ca să ne împiedice din rugăciune. Și am zis, da, e un câmp, e un câmp dur, dar bucură-te că Dumnezeu te-a ales. Să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a ales nu numai pentru mântuire, frați și surori, ci că ne-a ales ca să-i slujim Lui, Împăratului, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Domnul să vă ajute la aceasta și să vă dea har. Amin.